Haideți. Dar bună ziua și bine ați venit la programul ăla, și ce mai bine. Așa. Deci veniți cu exercițiile de matematică, așa bine aranjate, ca să putem porni la treabă și să zicem. Arătați că submulțimile B și C, arătați că nu există submulțimile B și C. Că nu există B și C submulțimi. Astfel încât B intersectat cu o reunit. B reunit cu C egal cu mulțimea A. Așa că B reunit cu C egal cu mulțimea A. Mulțimea A este formată din elementele 1, 2, 3 până la 2017. 2017. După aceea, B și C sunt disjuncte, suma elementelor din B egală cu suma elementelor din C. B și C sunt disjuncte. Ce înseamnă două mulțimi disjuncte? Toți trebuie să răspundă aici. Sigur că da. Nu au niciun element la fel. Nu au niciun element comun. Adică intersecția lor este mulțime liberă. Da. Deci B intersectat cu C egal mulțime liberă. Adică ce punem în B, atenție, nu sunt de vorbă, da? Da. Ce punem în B, nu punem în C. Corect. Și B intersectat cu C, suma elementelor din B egală cu suma elementelor din C. Deci, suma elementelor din B, adică, hai să zicem în B, punem B1 plus B2 plus B3, deci o să spunem așa, în B, egal cu elementele B1, B2, Bn, și în C punem C1, C2, Cm, iar suma de la element, suma elementelor din A, B, e diferită de suma, sau egală cu suma elementelor? Egal. Egal. Deci egal. Suma elementelor din B egală cu suma elementelor din C, domnule. Adică B1 plus B2 plus puncte puncte plus Bn egală cu C1 plus C2 plus Cn. Cn. Încă o dată. Trebuia formulat așa problema, ca să o înțelegi. Fie mulțimea mare, fie mulțimea mare, din elementele astea, de la 1, 2, 3, până la 2017. Asta e mulțimea formată din elementele mari. Să se arate că nu există două submulțimi de aici, adică nu există două părți, da? Submulțimi ce înseamnă? Să fie inclus acolo. Adică să ai nici decât nici sigur, da. Care conțin o parte din elementele acestea. Deci arată că nu există două submulțimi, dar disjuncte, adică formate cu elementele, acele elemente, păi stai să vedem. Trebuie să elaborăm un relaționament, să vedem de ce bază. Dar deocamdată vreau să înțelegem, să înțelegem Daria problema. Dar poți să vă trec ceva? Daria, Daria, te rog. Trebuie să împărțim mulțimea în două bucăți. Să împărțim în două. Deoarece ne spune că pe intersectat cu C o să iei mulțime liberă. Adică, dacă eu iau jumate de B și jumate de C, e normal că nu se află nimic în amândouă. Bun. Adică vrei să te duci în B până unde? Păi o să fac 2017. 2018 împărțirea de B. Deci câte elemente sunt toate de la 1 până la 2017? 2017. Și cum se le împarți în două? Nu o să le poți împărți exact în două, da? Dar pui... Una o să ai mai mult. Cu un element. Cu un element, sigur. Dar cum să le împarți? Poate să fie B-ul, de exemplu, 1, 2, 3, apoi 2000, 2000, nu știu cât. Am eu. B reunit cu C se fie toată mulțimea. Deci, atenție, trebuie să o acoperim, să nu lăsăm vreun element nepus. Păi, ar merge. N-ați vrea voi să luăm un caz mai mic? Deci nu cu 2017 elemente, hai să zicem cu 11 elemente. Fie mulțimea mare, egal cu elementele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. 11. Ce să punem în B? Ce să punem în C? Neapărat trebuie să le distribuim toate elementele atât în B cât și în C, încât reuniunea a doua să acopere mulțimea, dar să nu punem un element comun, adică ce este în B să nu găsesc în C. Corect. Să fie disjuncte. Hai ziceți, copii, cum să facem? Și țineți cont că și suma pe urmă, suma de la... Deci avem niște condiții foarte tare. Suma de la primul, da. Să știi că dacă nu există, să arată că nu există. Adică, bun, dacă eu mă duc 1, 2, 3, 4, 5, 6 în primă, în B. Deci, deci așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și în C, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Și 11. Și 11. Și 11. Păi da, dar 6... plus 4, adică suma lui numerelor, cifrelor din B trebuie să fie aceeași ca suma... Sigur. Ok, păi avem acolo B. Nu cred că de aia e mai mare a doua. Sigur că de aia e mai mare a doua. E bună simt să spune, deci distribuția asta nu-i bună. Ai respectat condițiile sau acoperi. Da. Deci ai respectat condițiile. Intersecția este mulțimea bine. Dar mai este suma elementelor de aici, ca suma elementelor de aici. Păi trebuie să avem numele mai mare aici. Sigur că da, ce avem numele mai mare? Să distribuim altfel, mă gândesc. Mă gândesc să distribuim altfel. Ierteți-o, profesor, facem altfel. Deci vedeți, pe modelul ăsta mai mic, să avem șanse să putem ghici ideea care stă la baza acestui. Iată, e un problemă destul de frumoasă. Poate să puteți face la profesor. Cum se fac? 2, 3, 5, 10. Am vrut 10. Încercăm. Adică 2, 3 și 5 răspund într-una, și într-una 2, 3 și 5 răspund într-o relație și în alta 10. 10. Da. Deci, spui în B, să pune elementele 2, 3, 5 și în C să pun repede pe 10. Da. Bun, a făcut. Sau nu, nu, vă rog, nu puneți 2, 3, nu puneți 1 și 4. 1 și 4. Da. Unde se pun 1 și 4? În loc de 2 și 3. În loc de 2 și 3, 1 și 4. Da. 1 și 4. După aia, scrieți în C pe 11. Până pe 11. Și nu în... uita că trebuie să mă duce aici și în loc 11. Da, stați calm. Stau calm, sigur. După 5 o să scrieți 9 plus 2. 9 plus 2. 9 și 2. Da. 9 și 2, care s-a da. 10? Am vrut 11. Tăiați pe aia care i-ați făcut. Ca să știu. Așa. Deci 1, 4, 5, da. 2, 9, 10 și 11. 10 și 11. Ce-a mai rămas? 6, 12. Nu mai bine ne împărțim pe grupe pentru că se dea toate 10, adică 1 cu 4 o să fim B, apoi 5 cu 6 și cu 4 în cealaltă. E bine, adică ai doar, n-ai cum spui 5, 6 și 4. Se repetă și până trebuie să-i mulțumim mii de la întrețeții. Pe sigur, ia și tu cu idei, fii pe mata. Gândesc. Da, poate eu să zic. Păi trebuie să muncim. Deci avem condițiile importante. Suma, să o păstrăm tot timpul. Și să vedem ce punem în B, ce punem în C. Hai! Să punem pare într-una și pare în alta, că nu. Nu mai bine le adunăm pe toate, să vedem cât ne dă, după care vedem care este jumătatea lor și să le distribuim după aceea. Ca să putem să facem și la cealaltă, făceam 2 minute și împărțim la 2. Bun. Deci suma lor să facem, să împărțim la 2. Da. La 15. Iar pe suma lor o putem face, parcă până la 10 pe 55, 11... La 66. Da? 66 ar face. Împărțat, deci 33. Dar cum, din cine să faci tu 33 și tot așa să faci de împărțat la 33? Păi pune 10, 11, cum zici? Facem 33, domnul profesor. 10, 11... 11... Da, și cât mai trebuie până la 33 copii?
12 mai trebuie, ia vedem. 12. Nu, 12 nu l-avem. 6 se împarte prin 6 și... Doamne, am găsit o soluție. Un pic, dar e, stai un pic să o terminăm pe asta. 12. 5 și 7, da? Din 5 și 7, da. Gata, și restul în cealaltă. Ați făcut 33. Da. Deci 10, 11, 5 și 7. Da, am făcut 33, nu? Și atunci punem aici 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 plus 6, 8 și 9. Și 9. Ia să vedem. Să o gătească cineva repede. Ia să vedem dacă aici 33. 9, 33, ba da, 33 faci. Și luna și luna. Bă, da bine. Face 33? Dar da, domn profesor, 9 plus 1, 10, 8 plus 2, 10, 6 plus 4, 10, 33. Am găsit toate o soluție care... Nu mai fii de-alea pe urmă, ne-am viața. Și asta e bună. Deci, în momentul de față, acoperă reuniunea nu este. Reuniunea este A, da. Deci, îl acoperă pe A, intersecție mulțime vide. Da. Depinde de mulțime vidă, da? Și suma la prima e egală cu suma la a doua. Deci există. Deci arată că există în cazul în față, în modelul nostru. Pe modelul nostru există. Să vedem. Că arată că nu există. Păi, asta să arată că există înseamnă că să fim într-o situație imposibilă când noi construim, când facem construcția aceea. Păi, dar nu faci 2 minute și un pătrat. Sau să vedeți pe Darea. Da, da. Ce soluție există aici? Am găsit că B este egal cu 5, 7, 9 și 11. Vă, e calcul 1, 5, 7, 9 și 11. 11. Și ce este egal cu 3. Ai asigurat suma? Da. Cât face suma acolo? 33. Face 33, da. 33, da. Eu găsi și tot acolo. Și? Și ce este egal cu 3, 2, 4, 3, 2, 4, 6, 8 și 10. Oh, da, și tot așa. Da. Deci modelul nostru există. Există. Să vedem acolo de ce s-a întâmplat că la 2017, oprindu-se acolo, nu se poate găsi, nu? Să facem suma, cum am făcut aici. Deci cât este suma? Pe 2018 împărțit la 2. Deci ce vedem, primul plus. Suma toată sau? Ah. Câte? Deci 1 plus 2 plus 3 plus 2017. Se dă cobor mașină. Da? Da. E egal cu primul. Hai, ziceți copiii. Cum e? Suma. Primul cu ultimul. Da. 2018. Al doilea cu al doilea. Deci cum e? Da. 2017. Ai zis bine, primul cu ultimul plus 1 plus 2017, da. Ori numărul lor. Adică, cum se zice numărul lor? Păi cum? Ia uite că-s numărați. Da, 2017. 2017. Dar tu știai, când ăsta scădea pe ăsta, da, facem la creație, nu știu ce, dar de acum e numărat, că-s din 1 număr. Ori 2000. Supra... Păi, ultimul minus primul, David, e plus 1. Împărți la cât sunt, plus 1. A, da. În cazul ăsta erau din 1 în 1. Deci împărți la 1, n-ar nicio rost. Da. Cu argumente, sunt perfect. Păi, ce face 2018 supra 2 face 1008? Da, 1008 ori 2017. 1009. 1009 ori 2017. Da. Și face ca să o facem, nu? Da, deci cât face suma? 2 milioane. Stai puțin. Deci 1009 ori 2017. Păi ne-a dat. Ce v-a dat? Cât v-a dat? 2 miliarde, nu știu cât. 17. 2 milioane, 35.153. Acolo ne-a dat număr par. Asta e. Asta a fost. Nu se poate împărți. Aici e număr impar. Deci nu se poate împărți suma la 2. Asta este motivul. Da? Deci la noi aici, când am făcut suma tuturor numerelor acestora... La 66. Deodată 66 și am putut împărți la 2. Nu mai bine facem tot la fel. Modelul de acesta, numai ca suma lor să fie impară și de... Deci să facem un alt exercițiu, să vedem când se întâmplă ca suma lor să facă un număr impar și să putem dovedi pe modelul acela că nu putem face împărțirea. Dar ăsta e motivul. Motivul adevărat ăsta este. Deci, hai să zicem dacă ne-am fi oprit nu la 10, pe cea 55.
Corect. Deci să luăm ca model mulțimea A mare egal cu elementele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Și să încercăm distribuția elementelor în două submulțimi B și C cu condiția ca suma de la asta să fie egal cu suma asta. Păi, de la 1 la 10, de ce deși? Așa. 5 împărțim la 2. La revedere. 55 să le împărțim la 5. Păi de ce la 5? Când 2 noi punem în două submulțimi. Deci punem așa fel aici, punem în partea asta, pentru că suma asta se vedea cu suma asta. E 27,5, noi n-am venit cu 2,5. Deci când vom încerca să distribuim, să împărțim în două... Va fi imposibil. Va fi imposibil, că noi trebuie să ne apropiem cum ne-am apropiat de data trecută de cât ați spus voi, de 33, parcă. 33 a fost exact. Că 66 s-a împărțit. Dar când suma lor este un număr impar, nu mai putem împărți în două submulțimi, încât adunându-le pe acelea, să fie egal cu suma asta. Într-una 27 și una 28. Atunci, suma va fi într-una 27 și alta 28. Putem face așa o distribuție, dar nu... De aceea au găsit mai multe soluții când ai exact. Un par. La număr par. Ați văzut? Da. Păi, ați înțeles problema? Da. Mai încercăm o dată. Ideea e foarte tare. Ideea e foarte tare pentru că, vedeți, ne-am dus în două etape pentru că n-am ghicit de la bun început. Dar toată povestea se îndrepta spre ce înseamnă mulțimile acelea, că sunt disjuncte, deci trebuie să punem pe o parte din elemente, dar în partea cealaltă să nu le mai punem pe acelea. Pe niciunul din acelea. Asta însemna că ce am pus în B, nu mai punem în C. Dar pe toate trebuie să le distribuim până la urmă, ca să putem acoperi la reuniune. Deci trebuia să știți ce înseamnă reuniune. Ce înseamnă intersecția, că sunt disjuncte, deci intersecția muscului. Și cele două le putem îndeplini. Și cele două le putem îndeplini foarte bine. Da. În foarte multe cazuri, foarte multe situații. Dar condiția care ne omoară este ca suma elementelor din prima să fie egal cu suma elementelor din cea de-a doua. Și aici s-a cu suma tuturor. Iată, o idee foarte tare. Vă mulțumesc. Exact. O idee extraordinară. Suma tuturor număr impar. Suma tuturor este număr impar. Nu mai poți împărți în două. Bine că ne-am dus cu număr par. Și am putut. Bine că am putut face chestiul. Nu mai bine împărțim tot la număr impar să vedem cât ne dă. Nu. Păi, dacă zici că vrei să împarți la un număr impar, ar trebui să ai un număr impar de mulțime. Ai avut ideea foarte tare, dar n-ai înțeles de ce. A venit la tine, uite așa. A venit ideea la tine, dar n-ai înțeles că ai avut o atât de valoroasă încât ne-ai oprit. Adică e ieșit gata, are soluție. Soluția este că nu se poate împărți. Neputându-se împărți la doi, nu are rost să mai pune problema. Nu găsim mulțimile B și C. Cele două submulțimi. Deci noi nu împărțim pentru, nu împărțim la 3, la 4, la 7, la câte vrei tu, cu gândul că poate odată să fac împărțirea. Deci, repet, există așa un studiu făcut pe chestia asta, când specialiștii se chinui, fac o problemă dificilă, stau acolo și mă, și vine ceva neavizat. Da. Și el se uite așa, zice, ia, vreau să spun așa. Înțelegi? Adică vine cu o idee de aiurea. Și aceea se poate să fie fantastic. Da, da. Ideea asta a fost spectaculoasă, că adunându-le... Ne-a dat număr impar. Ne-a dat număr impar și nu mai poți împărți în două, că cum spune, da? Ca să facă o parte și să facă suma asta, celălalt adunat să facă cealaltă parte. Și nu mai sunt, mai... Nicio șansă, da. Cum redactăm? Cum redactăm aici, da? Spune așa. Deci, notăm cu S, egal cu 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus 2017. Dar suma tuturor elementelor. 1, 2, 3,
care este egal cu, cât am spune, nu, egal cu 1.009.2017. Și acum, egal număr impar, chiar puteți spune și acum. Ați stricat tot filmul. Da, vor mașina asta, da? Sigur. Așa mai trebuie să vorbim. Nu, să mai vedem. Eu trebuie mai copii, azi, cu față, stii în ceva. Să vedem dacă am... Nu chiar asta, nu trebuie să nu trebuie să întrebarea este dacă am mult de lucruri, ca să știm. Da, un joc. Ia vezi, dacă, ca să știm ce facem. Da. Voi lucrați exercițiul ăsta. Da. Deci, lucrăm cu așa. Și egal, uite, te rog... Câteodată, 1.000.000 și nu știu câte acolo. 2 milioane. 20 de milioane. 1.000.000. 2.035.153. Deci asta, asta e suma. Și acum zicem așa. Cum B inclus în A, C inclus în A, deci sunt sumulțit. Așa încât A reunit cu B egal, nu A reunit, așa reunit, așa încât B. Ce reunit cu A? Așa, ce reunit, ce reunit cu B? Ce reunit cu B? Se fac A. Iar ce intersectat cu B egal tot cu, egal cu ziua vidă? Din asta rezultă că C va face în care trebuie să punem ce? Ce să punem în ce? O bucată din suma asta. Punem o parte din elementele acestea, S1. Iar dincolo o să punem S2. Deci în ce o să punem ce elemente? C1, C2, CN. Deci în ce punem C1, C2, CN? Cu... S1 egal C1 plus C2 plus CN. Iar în B punem B1, B2, BM, nu același număr de elemente, ci alte elemente BM, cu S2 egal cu B1 plus B2 plus BM. Și cum S egal cu S1, cum S1 egal cu S2, cum S1 egal cu S2, iar S1 plus S2 este egal cu cât? 2.035.153, 2.035.153. Rezultă de aici că S1 ar trebui să fie egal cu S2 și egal cu 2.035.153.000 împărțit la 2. Imposibil. Da? Imposibil. Insist. Înțeles. Și am înțeles. Deci, B-ul și C-ul sunt două sumulțime, a spus. Încât acoperă de A, sunt disjuncte, și să ne închipuim când ce am pus C1, C2, C1. În B am pus B1, B2, BM. Și cum e suma asta, S2 e suma asta, și trebuie ca S1 egal cu S2, și cum suma toată a fost un număr impar,
Nu se poate împărți un număr impar la un număr par și problema este rezolvată. Deci... Problema fundală din noștri, variant, dar e foarte ușoară. Dar nu, nu toată. Ultimele A12 și A29. Nu. A fost bună și asta. Da, asta a fost bună, dar zic asta e ușoară, ca ce urmează. Mulțimea mare este format... Davide, sau... Ștetul tu echi, eu cum ies, aș da tot am fost să-ți stai pe zi. Așa. Deci mulțimea mare e formată din elementele... Așteaptă, ne zis să ștergem iată, dacă nu vreau să facem prea așa. Cine este prea așa? Cine este prea așa? Da. Mulțimea mare e formată din elementele 5, 10. A mare e formată din elementele 5, 10, 15, 20 și așa mai departe până la 2020. Submulțimea 1 este formată din elementele 5 și 10. 5 și 10. A2 e formată din 15, 20 și 25. 15, 20 și 25. A3 e formată din 30, 35, 40, 45. Da. Scrieți submulțimile A4, A5, A12. Deci A4 egal cu... O vă spun? Da. 50, 55, 60, 65, 60, 65, 60, 65, 70. Puteți vă spun pe acela. Da, pentru că... E bine? Da, pentru că... E bine? Unde ne rămas și cu un plus. Da, e A5, da? Da, 75, 70, 95, 90, 95, 100. Și A12. Și A12. Ce păzea A12? Păi vedem că numerele pare care sunt. Mai întâi e 5. Mereu se fac. Păi dar de ce nu știi? De ce ne ducem mereu la A12? Păi așa-i cere. Păi aici, după ce te-au ajutat așa de mers tu, ai ghicit? Păi mergem la A12. Dacă spunea, scrie pe A30. Da, dar dacă are, scrieți calcula suma elementelor mulțimii A29. A29? Deci trebuie să vedem o rețetă. Trebuie să fie o rețetă, corect. Păi A12 o să aibă 13 elemente. Da, 13 elemente. Corect. Uitați, 4 are cu indicele plus 1. Da. Și acum A12 este numărul. 13 elemente, dar cu cine încerc? Că toată povestea este cu cine încerc. Exact. Dar după cu cine începe, trebuie să vedem. Domnul profesor, uitați. Prima o să terminat în cifră par, a doua e impar, treia e impar. Înseamnă că acum ar trebui să vină una par. Adică a nu trebuie să vină impar. Uite ce, pară, pară... Impar. Păi avem pară, impară. Înseamnă, dacă mai era înainte de 5,10, era tot un număr. 5,10. O știți de ce? Ia uitați, dumneavoastră. 5,10, 5,10, zicea. Da, 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 da. Dacă nu era 5,10, era 0 și 5. Nu, era 0. Zi, Daniel. Mă uitam la ultimele cifre și văd că 10 și 25 au 15, după 45, 25, 20 și tot așa. Și urcă până cu 25, cu 30. Și dacă începem de la ultima, de la ultima cifră, tot așa putem să scriem 13 elemente în spate. Nu? Da. Ideea e că avem cifră impaia, impaia, paia, paia, impaia. Și
bară, avară, păi, dar dacă scriem pe așa, poate să fie din o bară. Păi dacă scriam pe A0, era 0, domn profesor. Da, mă. Bun, am înțeles ce vrei să spui tu. Dar ideea este, nu știu cât de mult te ajută. Că-s două pare, două impare, acestea, de două rețele, păi, 5, 2, 0, păi, aia e altă poveste. Dar ideea este asta, cu ce încep la al 12-lea. La al 4-lea am început cu 50. Și dublează cu 25, da, profesor. Cum se dublează? De 25 ori 5, nu da, 7. 25 ori 5, da, 75. Nu, da, 7. Ba da. Păi la 50 aș fi la 75. Apoi 25 ori 5, nu mai mult decât 75. 200 și ceva. Nu? Da. Unde e 25 ori 3. 75. Da, dar nu 25 ori 4, nu de 75. Eu mă bucuresc. 50. Păi da, dacă îl scrii pe la 29-lea, ce facem? Sau zice A30? Păi dacă îl scrii la A99-lea, trebuie să le scrii? Da, eroare. Da, eroare. Și noi nu putem să le scrim. Trebuie să găsim o idee. Am înțeles că e bun, un pus față din indice. Da, putem să vedem câte elemente... Nu are sens nimic am să păi la multipli de 3 și 2 o să fie la final cu 5 și la multipli de 4 și 5 cu 0 la final. Mă ajută. Eu vreau... De unde pornesc aici cu asta? 12 de ce cap, de câte minute ce am zis? 70 ori 5. Dar putem să le gândim și la mine. Putem să facem, de exemplu, 5 ori și așa, să găsim primul și să ne gândim că ai ultimul, multiplu de 5 și nu știu cât să zic. Deci tu vrei să zici așa, ca să le găsim o legătură între indice aici și ultimul care se termină aici, ar însemna că 70 să-l împați la cât? La 5. Că-s din 5 în 5. Da. Și cât faci 70 părți la 5? 14, nu? 14. Bun. Deci din șirul numerelor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, și așa mai departe. Știu cu ce începe. Da? 30. Și așa mai departe, deci de forma acest șir de terminație este de forma 5 ori K. 5 ori 1, 5, 5 ori 2, 10, 5 ori 3, 15, așa mai departe. Domn profesor, și cu ce începe a 12? Te rog. Cu 110. Nu, n-are. Ba da. 110. Ba da. Păi începe cu 110. Păi dacă la 5 ori începe cu 100. Cumva începe cu 110. Nu, dar uite, ascultă. Cumva. Dacă A5 s-a terminat cu 100, A6 cu cât începe? Nu știu. A6 începe cu... A6 cu cât începe? Cu 105. Cu 105. Și o să zici următorul element. Nu mai da. Nu vreau să vedeți. A12 începe cu 360, domn profesor. Cu 360? După ce vedeți așa. Eu m-am gândit așa. Deci, la primul se adună cu 20. 20. După aceea... Nu am luat în capul. Și puteți faceți. Eu m-am gândit, dar las câte două, vedeți, am două perechi, 50 cu 55, 60 cu 65. Adică 100 ar fi 105 cu 110. Adică în A6 să fie 105, în A7 să fie 110. În A8 o să fie 115, în A9 120. Nu că alea s-a început, da. O să fie în A9, o să fie la 10, la 7. Da. La A9 o să fie 120, la A10 o să fie 125, la A11 o să fie 130 și la A12 135. Deci la de la prima cifră 15, 15, după aia e plus 15, după aia e plus 20, după aia e plus 25, tot păi da, asta zicea, după rețeta așa mă gândeam eu. Adică? Păi mă, să dorm cu 10 ca să dea 15, la primele numere din mulțime.
Deci, cu 5, după aia 20. Hai să terminăm cu 10. Da. Nu, la 5. La 5. Vreau să zic 5. La? 5. A 5? Nu, a 1. 5. E 5, da. Adunăm cu 10 și dă 15. După aia cu 15. După aia cu 20 ca să dea 50. După aia cu 25 ca să ne dea 75. Vine din 5 în 5. Mă rog. Păi asta știam. Deci iată o sută de la asta am deja în 10. 3. 15. 30. Păi da, cu 10, apoi cu 15, apoi 100, cu 25. Da. Apoi cu 20, apoi cu 25 și tot așa. Și cu ala a 12, 100, 390 pe urmă. Deci, să-mi spuneți, cu ce încep? 390. 390. Cât a fost? 45. Ba nu este adevărat. 390. Argumentez. Argumentez. 390, tu da? Și argumentează. A6. 1200. A6 începe cu 105, nu? A6. Începe cu 105. 105. 105, da, corect. Da. 105. A7 începe cu 140, pentru că adaug 35. Da, nu înțeleg că adaug 25 de 20. Apoi, continui așa. Până la A12, la care A12 adaug 60. Și o să fie 390. Că la câte urmă sunt ani nepusate? Pentru că A8 o să dea 180. Pentru că adunăm 45. A9 o să dea 225. Și am pentru că adunăm 50. A10 o să dea 275. A11 o să dea 330. Și deci A6 începe cu? A6 începe cu? 105. 105. A7 începe cu 140. 140. A8 180. 180. A9 225. Cu 225. A10 275. A10 cu? 275. Am 11, 330. 330. Și A12, 390. 390. Mama da. Spune că nu e adevărat. Eu zic că nu e adevărat. Eu vă spun că m-am zis până la A12. Păi haideți să suntem pe A6, domn profesor, să vedem dacă începe A7 cu 140, ca să o verificăm, nu? Așa. Corect. Cel mai corect. Haideți, copii, ziceți elementul. 105, 110. Hai, Horia, participă. 115, 120, 125, 126, 130. Greșit! Câte ați spus deja? 3, 4, 4 6, 6, mai trebuie 1, 135. 135. Da, 140 am început. Hai să vedem cum mai dacă ai dreptate. 140, 145, 146, 150. 165, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185, 180, 185
210, 215, 220. Eu uite, ia să vedem. A pus domn profesor câte trebuie. 2, 4, 5, 8, 9, vai de mine. Cine ți-a dobăzit asta? Vai de mine. Să-i dragă. 225 apoi. 230. 235 290, 300, 295, 310, 315.
18. 320. Și 320. Câte sunt? 325. Domnul profesor, ați scris doar 10. Mai deschidem unul. 325. Bună ziua. Dar undeva e greșit totuși. A 11. Continuăm? A zi, a 11. A 11, continuăm? Da. Super. 335. 340. 345. 350. 355. 360. 365. 370. 375. 380. 385. Cine a fost? Dar este de încălzit. Bun, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Bun! 2, 4, 6, 8, 10, 10. Eu ți-am spus că e bine. De unde să dați 45? Da, eu aveam o explicație și vreau să-mi folau, dar dacă tu ai o rețetă tot mai bună. Vezi? Dar e bine. Nu te are mult. Dar nu te are mult. La 29 și mai sunt. Deci, ce rețetă au găsit iar domnul profesor? Acum așa 5, 15, 10, de 10, 25, după 25, 30, 35, 40, 45, 80, tot 30, și tot așa, crește, crește, deci ce numărul? Numărul. Păi, fă-ne să înțelegi. Păi, uite, ești 15 minus 5. Dacă nu te legi din micile astea, nu mă convinci. Deci 15 minus 5, dă 10. 30 minus 15, dă 15. Care crește de 5 în 5, numărul, primul număr. 50 minus cât? 50 minus 80, 20. 20. Și 50 plus 25, 75. 75 stai plus puțin, 30. Stai puțin, mai ai plecat de o rețetă și ai ajuns la alta. Ba nu! E din 5 în 5, crește! Deci 15 minus 5 dă 10. Numărul pe care îl adunăm crește cu 15. Adică 15 minus... Întâi am adunat 10, după aia 15, după aia 20, după aia 25, după așa. Mama. Deci, uite, 15 minus 5 dă 10. 30 minus 15 dă 15. Adică cu 5 mai mult. 50 minus 30, 20 cu 5 mai mult. 75 minus 50, 25 cu 5 mai mult. Dar vreau să te legi din indiciile astea. Dar nu mă leg din indiciile ăla. Păi, dar așa lucrează indiciul. Dar bine, nu m-aș da ce să spune. Într-adevăr, ai descoperit asta, dar... Nu m-aș da deloc în indiciile ăla. Pentru mine mă ajută asta. Dar uite, uite... A 29? A 29? Atenție, nu mai scriem, ne-am convins că are dreptate, ne-am convins, nu mai scriem. A 29? Păi 390, ori 12. 20 cât? 29. A 29, pe cine începe? Acum nu, că e prea mult. Da, contează când vreau. Eu îmi fac... trebuie să aștept la un profesor. Dar mi se pare că e 2020 acolo. Mi se pare că mai continuu. Mi se pare că sunt toate numerele multiple de 5. În care... Păi toate sunt multiple de 5, că doar de 5. Păi nu, dar sunt toate, nu până la 2020 și mai încolo. A, și mai încolo? Da. A, și se mai continuă după 2020. Păi, vor spune un număr. Adică poate să fie și ai indice 200, dacă... Sigur că da. Vă spun eu câte. Zi. 4.680. Au făcut 390 ori 12. De ce ori 12? 12.